Costi Mugea este sportiv în cadrul secției de canotaj de la CSM Călăraș. Visul acestuia este să participe la Jocurile Paralimpice, însă pentru acest lucru trebuie să câștige competițiile internaționale ce se vor derula în primăvara acestui an. Costi Mugea a rămas fără picioare în urma unui accident suferit în copilărie. Cu o proteză veche, anul trecut sportivul călărășan a câștigat titlul de campion național la ergometru. În urma unei campanii umanitare derulate la finele anului trecut, Costi a primit proteze noi care să-l ajute să-și îndeplinească visul. Acesta va fi primul an în care veți avea un reprezentant din cadrul CSM Călăraș la Jocurile Paralimpice? Există această posibilitate? Este posibil. Este posibil. Deci avem un... E o problemă aici. Cineva ne încuraja să înființăm o secție de sporturi paralimpice. Din păcate, în organizarea sportului din România, sporturile pentru cei cu dezabilități sunt trecute la Federația Sportul pentru Toți, care este o structură distinctă. Noi facem mare performanță la Club Sportiv Municipal Călăraș, dar avem un criteriu, e aici o contradicție puternică. Principalul criteriu de selecție este criteriul sănătății. Dacă noi, să zicem că ministerul închide ochii și ne lasă pe noi să lucrăm cu sportivi paralimpici, pentru sporturile paralimpice, și dacă îl ducem la control medical, când ar trebui să ni se pună viza, acest sportiv ar trebui să fie respins. Ei nu pot fi admiși dacă ducem la un cabinet de medicină sportivă. Noi am depășit această fază și chiar dacă aparent nu avem voie să lucrăm cu sportivi cu dizabilități, pentru că nu depunesc aceste criterii, avem un băiat care își dorește enorm de mult să facă performanță, îl avem în pregătire cu resurse atrase pe lângă ceilalți sportivi, da? Și într-adevăr a ieșit campion național anul trecut, dar și este posibil să-l ducem la Olimpiada Jocurilor Paralimpice. Mugea se numește acest sportiv. Mugea Costin. Da. Acest sportiv face parte din acea categorie de care ne vorbeați mai devreme, copiii care vin și nu sunt conștienți de potențialul lor? Marea majoritate n-au cum să fie, pentru că nu s-au testat, nu s-au verificat. Deci dacă nu treci prin anumite examene, orice competiție fiind un examen, sau știu o încercare, mă frate, vreau să mă urc până acolo. Ai credința că ai putea să te ridici până acolo, să te cațe. Dar dacă n-ai făcut lucrul ăsta, nu e sigur. Deci e greu de spus că el s-a născut cu dorința de a obține rezultate deosebite. În mod deosebit, aceste lucruri se cultivă, în primul rând, în familie. Da. Pentru că și în viață este o luptă. Vreau să ajung șef de secție în spital, vreau să sunt foarte pregătit, am multă experiență, da. Am ce să învăț pe ceilalți, sunt foarte tare la organizare, pot să creez condiții, să-i pun în valoare pe toți angajații, deci aspir la funcția de manager în spital, ceva de genul ăsta. Dar nu poți de la început să te naști cu ideea asta. Lucrurile astea apar pe parcurs. Și contează foarte mult mediul în care creștem. Și mediul de la CSM Călăraș este favorabil. Când veți ști clar și se va definitiva lista cu sportivii care vor participa la Olimpiada de la Tokyo? Da. Spre exemplu, la canotaj avem competiții unde va participa ca și Modena, la Lucerna, în Elveția. Iar la lupte ar fi vorba de Părăghie Mihai, care va mai participa la 2-3 competiții de calificare. Deci undeva în primăvară? Da, în primăvară ar trebui, la sfârșitul primăverii, ar trebui să știm exact cu cât participăm.